Ne-am întors în platoul Răsăriților de pe Fix. Azi toată ziua, bună ziua, o să vorbim despre Oscaruri. L-am alături de mine pe Loți Not. Bună dimineața. Bună dimineața, Ana. O să ne spui cum s-au îmbrăcat vedetele aseară la decernare. Nu înainte să te întrebăm și pe tine, întrebarea răsărită de pe Fix de astăzi, tu cui ai da un Oscar? I-aș da singurului actor din echipa ta. Deci nu mai am ce zice. Deci Loti, să-mi spui după aia de ce ai nevoie. Bere, bani. După această bilete, emisiune, o să-mi dau demisia. Hai mă, serios? Chiar o să-i dai lui Cucu un... Chiar asta vrei? E sigur? Sunt foarte sigur. Păi doar actorii primesc Oscaruri. Tu auzi asta? Ia-ți un pic casca aia din ureche. Cred că n-auzi bine. Numai actorii primesc Oscaruri. Vezi de ce am propus eu să se dea Oscarul și pentru blonde? Când se va întâmpla chestia asta? Când vei fi actriță. Nu mă scoate deci din Loții, actor și actriță, nu mă Loții, ia. Dacă să ai vreodată probleme, nu mă sună, mă. Deci se rezolvă instant. Ți-ai făcut un prieten pe viață. Loții, spune-ne ce s-a purtat aseară pe covorul roșu. Haine, multe general. Costume negre, ca de obicei. Îmi plac Oscarurile pentru că este cam singurul loc, singurul eveniment unde bărbații vin cu cel mai puternic arsenal, care l-au din garderoba lor elegantă. Dar nu de fiecare dată, pentru că sunt mulți care fac greșeli elementare, de exemplu au sacourile prea lungi, prea mari, pantalonii prea lungi. Chiar veți observa pe fotografii câțiva dintre foarte cunoscuți actori care degeaba poartă costum Armani, că dacă pantalonul e prea lung, e prea lung. Tot nu arată bine. O să-l rog pe colegul meu Dragoș să dea niște imagini. Da, deja dă imagini. Deja sunt imagini. Da. Fetele ce-au purtat? Rochi mai mult. La asta nu m-am așteptat. A, că tu ești pe stil masculin. Da, eu sunt pe stil masculin. Da, dar ce pot să zic, că o chestie mai generalistă este că femeile de fiecare dată sunt lăsate să strălucească pe lângă bărbații, fiind îmbrăcați în negru. Dar toți s-au îmbrăcat în negru? N-a fost unul într-un costum alb sau, nu știu, gri? În costum alb? A fost gri, a fost și puțin romaren. Din păcate, nu prea s-au jucat foarte mult cu ținutele. Au fost foarte mulți care, foarte puțin care s-au gândit la o batistă de buzunar, la să poarte o vestă. Ce mi-a plăcut, în schimb, că n-au purtat brâuri. Urăsc brâurile. Alea pentru tuxedo, pentru... Exact, pentru smoking. Smoking. Nu înțeleg de unde este moda asta și la nunți, când cred că 90% dintre miri toți poartă papion și brâu. Și mireasa rochie de mireasă, parcă-s nebuni. Rochie de mireasă, cum de unde se duce lumea asta? Să și căstorezi, nu-s normal. Au luat-o razna rău de tot. Ce s-a mai purtat aseară în afară de negru? Te-am mai întrebat, deci chiar numai negru? That's all. Nu, se pare că nu prea putem să dăm imagine din laptop, nu știu de ce. Nu merge chestia asta momentan. Da? S-a blocat așa puțin, cred că el nu-i convine. Ok, ce am mai văzut, mă rog, aș vrea să comentez ținuta. Preferata mea a fost a lui Gary Oldman, din filmul Tinker, Soldier, Spy. Da, Tinker, Soldier, cumva foarte fain. Are patru denumiri. Și cum s-a îmbrăcat? Deci ți-a plăcut așa de mult? Mi-a plăcut că a avut o vestă, mi-a plăcut că a avut o batistă de buzunar și mi-a plăcut că hainele veneau potrivite pe corp. Nu, uite, de exemplu, George Clooney, care toată lumea consideră un style icon, da, avea pantaloni foarte lungi. Brad Pitt de asemenea. Cred că s-au înțeles amândouă. Da, asta e singurul defect al lui George Clooney. Are pantalonii prea lungi. Asta e nebun. Din punct de vedere al vestimentației. Da, 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 corect. Deci poate se poartă, poate e noul trend și încă în România n-am aflat chestia asta. Te-ai gândit? De mâine o să vină toată lumea cu pantaloni de costum mult mai lungi. Acum voi fi foarte răutăcios. Da. Dacă te duci la croitorie și îți ceri să-ți curteze pantalonii, doamna croitoreasă îți va spune, păi nu, că așa se poartă. Ca așa o văzut ea la Oscar. Nu vrea de lucru? Nu vrea de lucru și în plus mi s-a întâmplat odată că domnii au zis că ei de fiecare dată când stau pe scaun preferă să ca lungimea pantalonului să fie până la toc. Ei nu-și dau seama că sunt penibil efectiv când merg pe stradă cu acel surplus de material. Acum să revenim din nou la
la Oscarul, mi-a plăcut foarte mult Reverele Șal. Dacă știu, n-am înțeles nimic. Reverele de la sacou, șal, acele rotunde. Iar mi-a plăcut o ținută al unui tip, cred că a fost directorul de la Pina. A avut ochelari albaștri, papion albastru și a avut un inel albastru care s-a asortat foarte bine. Filmul Pina a fost 3D, ai zis că avea ochelari albastru, că avea o lentilă albastră, una roșie. Probabil. Ce accesorii s-au mai purtat la Oscaruri? Breloguri cu mici fotbaliști de fier. La chei. Pe lângă acele brelocuri, am văzut papione din satin, am văzut papione din catifea, care mi-au plăcut foarte mult. Bineînțeles, erau negre, dar a fost conform evenimentul. Ce nu mi-a plăcut, în schimb, am văzut din nou cămăși negre. Cămășile negre se poartă doar la înmormântare. Sunt groaznice, da. Ei, mai sunt bărbați care consideră eu port negru pentru că aduce foarte mult sex appeal. E o mare prostie. Mie mi se pare că rozul aduce. Îmi plac foarte mult cămășile roz la bărbați. Depinde de ce te n-ai. Ce te n-au bărbații, nu contează. Nu, bărbați care poartă roz. Uite, colegii mei sunt amândoi în verde. Vezi dacă mergeți de acasă deodată? Da, pentru croma ne-am luat. Cum am fost ieri în roz, îți plăcea așa bombonel? Ieri? Îți place așa bombonel? Da, era o bombonică. Așa e. Nu prea știu să dau în minge, dar mă rog. Da. O să înveți ce să dai în minge. Mergea cămașă roz pentru ceremonia? Nu, deoarece este o ceremonie black tie, unde regulile sunt foarte stricte. Ce-am mai văzut și nu înțeleg de ce poartă bărbații acei pantofi cu bombeu drept. A, da. Deci ceva acum ai... De ceva în genul meu. Da. Nerotunjit. Da, dar nu, am o poză, dar nu merge exact cu pantof cu bombeu. Parcă eu căzut securea. Da, exact din același motiv l-am ales. Ce mi-ar fi plăcut să văd e... Acele sacou la două rânduri de nasturi. N-am văzut merge. Niciun sacou. N-am văzut revere ascuțite care te fac să fii mai împunător, să ai umeri mai lați. În rest, din păcate, n-am reușit să văd live. Mă chinui foarte mult, mi-am pierdut multe ore de sacrificatorul de somn. Dar... per total, am rămas tot cu același gust amar în gură, pentru că nu e de ajuns să fii actor bun sau să porți un costum marca X și Y. Dacă haina nu-ți vine ca și o mănușă, ești privit exact ca și omul de rând. Peste tot, am citit foarte multe bloguri azi dimineață, toți au zis, respectiv a purtat Armani, el Gucci, altul Tom Ford, altul, dar nimeni nu a zis, mă, dar nu... Vedeți că sacul ăla e prea mare, pantalonii sunt prea lungi. Nimeni nu s-a legat de acest aspect. Of, moda asta. Bat o vină. În ceea ce privește stilul, li se comunică un dress code, o anume etichetă, nu? Da. Celor care sunt invitați acolo, pe care nu o pot încălca, din câte am înțeles. Da. E adevărat? Da, este adevărat. Știu că într-un an Cher a venit cu o rochie foarte penibilă, ca o... pânză de paiaj, era ca Morticia din familia Adams, ceva de genul ăla, și chiar a replicat când i s-a atras atenția, să mă rog, când a fost ironizat, a replicat că a avut cunoștință despre acel dress code, comunicat de către organizatori, dar că a venit cu propria ei interpretare. Da, o apreciez pentru acest lucru. Uite, de exemplu, chiar cred că am spus săptămâna trecută despre Johnny Depp. Din păcate n-am găsit nicio fotografie cu el, nici nu știu dacă a fost prezent sau nu, dar el cu siguranță era diferit față de toți ceilalți. Apropo, Steven Spielberg a avut un papion albastru, am uitat să menționez. Uite, în sfârșit o pată de culoare. Da, o pată de culoare. Finally. Deci au fost toți în negru și Spielberg în albastru. Nu, au fost doi. Cred că directorul era de la Pina și Steven Spielberg. Restul, toți alb și negru. Alb și negru sau au avut sacouri blămaren sau au sacouri negre cu revere blămaren. Îmi scapă numele acum, să zic cine. Și nimic fantastic și extraordinar. Mă așteptam să îmbrace în tot felul de perdele, de whatever. Probabil la petrecerea de după, dacă au așa ceva. Ok. Lottie, îți mulțumesc foarte frumos. Și
Și te aștept și să-i măcinăm așa pe toți cei care se îmbracă fără stil. Astăzi m-ai făcut să mă simt foarte bine. Vezi că aștept berea. Vine, nicio problemă, vine. S-o fac pe domnișoara de bani când își găsește fotbalistul și te sun imediat. Să prezentăm un pic pe oamenii ăștia care au câștigat la Oscar. Mă, tu te știi aici? Pe ce ai apăsat? Da, cel mai bun film de artist e câștigătorul. Putem da și mai departe, da? Actorul în rol principal laureat în acest an cu Oscar este Jean Dujardin din The Artist. Da. Actrița în rol principal câștigătoare este Meryl Streep, care e o colecționară de Oscaruri. Cred că e actrița cea mai premiată. Dacă nu știți, este chiar cea mai mare actriță din lume. Chiar, așa. În opinia ta, ea ar fi cea mai mare actriță, cea mai bună actriță? La capitolul femei. Da, am interpretat-o pe Margaret Thatcher. Și mai sunt. Au câștigat și doi români, să zicem, un Oscar cu echipa lor, nu mai știu cum, Vision. Da, au câștigat pentru inovație tehnologică. Ei se numesc Radu Corlan și Petru Pop. Au inventat, să zicem, sau au perfecționat o cameră digitală ultra-rapidă și pe criteriul ăsta au fost premiați. Bine, nu e vorba despre actori, de scenariști, de regizori, ci de oamenii care duc pianul, să zicem așa. Care duc pianul. Trebuie să existe și ăștia și trebuie să fie premiați și ăștia. Corect. Și trebuie să fie și ei români. Și trebuie să avem și noi românii legătură trebuie cu Oscarul. Trebuie și noi, dar bineînțeles. Ca și cu orice eveniment, că de aia suntem români. Bineînțeles. Mai avem la desen animat Rango. Da, l-am văzut frumos. Foarte fain, foarte fain. Mai avem aici la costume tot The Artist. La regie la tot regie, The Artist. The Artist. Da, e, cu Hugo cu The Artist sunt un pic la egalitate așa. 5 la 5. Nu că n-ar trebui. Bun, dar ar trebui. Știți că făceam o retrospectivă a momentelor amuzante, a momentelor speciale de la Oscaruri în într-un an, nu mai știu în care, vă zic acum și în ce an. Zine. În 2001, Julia Roberts a dezlănțuit într-un discurs furtunos. A fost oprită după cele 45 de secunde, că era deja instaurată regula celor 45 de secunde ca limită pentru discursuri. La ce făcea? O luat-o razna? Da? Total. La Erin, și tot vorbea, și tot vorbea, și tot vorbea, și când a fost atenționat și a intrat muzica peste ea, că așa era regula, să intre muzica, să o întrerupă, a cerut șefului orchestrei, dirijorului, a cerut să se oprească muzica. I-a și greșit numele omului. Îl chema Tom și a spus Steve. Jerry. Sau ce rog. Da. Bun. Un moment tare. Trecem la o rubrică foarte importantă. Nu știu de ce Dumnezeu o tot prezentăm dacă tot frigă-i. Chiar n-am idee. În fiecare zi zicem și astăzi din nou va fi frig și nu mai puteți gândi și o să urât să vă duceți la servici. Dar o să o facem pentru că așa este frumos. Să nu surprindem oamenii prea tare. Da. Blândeștiți cu meteo. O săptămână și o dimineață răsărită de pe fix la toată lumea. Dacă vremea ar primi un premiu Oscar, ar fi pentru cea mai bună actriță, se știe, de dubla, nu glumă. După un weekend de primăvară, frigul se întoarce. În nordul și centrul țării, precum și în zonele montane, local va ninge slab. În restul zonelor, precipitațiile, mai ales la Poviță și Nisoare, se vor semnala doar pe arii restrânse. Vântul va fi moderat cu intensificări temporare, în special în est și sud-est, iar pe creștele montane va sufla tare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 4 și 6 grade. Nici în Transilvania încă nu scăpăm de frig, chiar dacă precipitațiile ne ocolesc deocamdată. Nu ne-ai văzut corpul? Sau măcar pe al lui Dragoș? Am avut niște corpuri, erau acolo, nu ne-ai văzut? O să bag mâna prin voi. Nu, deci nu le-ai văzut? Nu. Bine, serus! Pa! Minimele vor fi cuprinse între minus 11 și minus 6 grade Celsius, iar maximele astăzi se vor încadra între minus 2 și 2 grade, izolat se va semnala ceață. În Zalău maxima astăzi este de 1 grad, minima de minus 5 grade, în Satu Mare avem o maximă de 1 grad, o minimă de minus 9.
În Arad, maxima este de 3 grade, minima de minus 8. În Timișoara, 4 grade Celsius se vor registra astăzi, iar la noapte, minus 7. La Sibiu, la colegul nostru acasă, 0 grade, nu e foarte cald. La noapte va fi și mai frig, minus 11 grade Celsius. În Alba Iulia, maxima este de 1 grad, minima de minus 10. În Brașov, minus 2 grade astăzi, iar la noapte minus 14, la Miercurea Ciuc minus 5 și minus 16 la noapte, aoleo, ce frig va fi, iar la Cluj-Napoca astăzi maxima este de 0 grade, iar minima de minus 10. Luăm o scurtă pauză de cafea și ne întoarcem, răsăriți de pe fix, continuăm.